Alege Fairy Extra Plus, cu până la 50% mai rapid în eliminarea grăsimii dificile. Bună ziua, într-un nou episod. Astăzi vom face tot posibilul să mâncăm cât putem, stilul românesc, all you can eat. Și începem, bineînțeles, unde se mănâncă cel mai bine, în cortul șefilor. Bună ziua! Bună ziua, ce ați făcut de mâncare? Ați de mâncat? Să mănânc și eu ceva. Nu din farfurile, mă, asta nu-i nimic montat. Cum ai făcut cartofii așa? I-am rugat frumos pe băieții de la bucătărie să se ducă să-mi cumpere și mie niște, că nu mânca pe toți. Așa îi dai și... Aia e mai un pic, dar nu mai, nu prea mai. Dă-te mai așa, să nu scadă din gură. Ce sunt astea? Gata, ala la acolo sunt. A, carofii, uite, avem dreapta ta. Mamă! Mamă, tu ai făcut-o? 100 de mea asta. Ce, frige? Mamă, nu cred. Mamă, bufă, bufă. Bă, e pe lea, aici. Asta e senzație. Asta e explozie de gust. Da, e bună. Buntea, Scălătescu. Și asta a făcut-o Florin. Asta este episodul meu preferat. Episodul de astăzi se numește All You Can Eat. Da, perfect. Să vii să gust niște mâncare de la noi. Doamne, ce bine arată. Și pot să gust? Eu, gen, pot să mănânc din astea? Deci, pot să mănânc asta, mă? Mamă, bosule, dar ce bine miroase. Dă-mi, ai o furculiță? Mamă! Mamă, asta este... Doamne ferește! Bă, ai filmat-o, da? Poate fac o prostie. Da, eu auzi? Pot să fiu asistentul tău aici? Mi-aș dori mult. Asta fac șefii, da, acolo. Mamă, asta e portocală. Mango. Ia. Doamne. Foarte bună. Mamă, cartofi puștureu. Hai de capul meu. Mamă. Îți mulțumim de episodul de astăzi. Nu te grăbi, că te-a dat. Am un scărlătesc cu ceva chinezesc, cu niște cartofi prăjiți. Bă, subțiri, zicei că-s... Că-i varză din aia tăiată, subțiri, subțiri. Așa erau cartofi. Foarte bun. Și... Sorin a gătit, cred că era și un rubec de ăla. Eu nu scărlătesc. Și aici? Bă, am voie să mănânc asta? Da. Mâncare făcută în China. Mamă. Crezi că bună ești pe asta? Doamne, ce-mi place să fiu la șef la cuțite. Mamă. Știu, șefii, mă. M-am dezamăgit. Știu chiar ce să gătească. Gata. Mai vin. Da, data viitoare nu venim la coală. Salut, Stic, te servesc cu ceva? Salut. Da, ce e? Uite, am face niște sandwich-uri foarte bune. Mulți de vită, la povață un sos și cartofi dulci. Cu ce vrei? Îi dai pe toți? Da, stai așa. Dar ce să știa, mă, cartofi? Ah, așa făcea, a făcut Sorin la un moment dat. Cartoful prăjit, de ce-ți place? E dulce. Și mai e o chestie, e crocant și moale în același timp. Înțelegi? Da, 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 bă, da. Crocantul este o chestie care o mănânci la nervi. Înțelegi? Cremos, moale, pufos, este o chestie care o mănânci relaxat. Da, bă. Bă, da, bă, ești nebun. Tofu prăjit este combinația perfectă între toate astea. De ce? E dulce, crocant și pufos. Păi, dar ce ai de sub de acolo? Asta? Da. E o pâine. Nu, sub, văd că e ulei ceva, unt. Unt, pepită, e o rocă vulcanică asta, da? Și punem cașcavalul.
Avem așa ce? Cașcaval și mozzarella. Se topește. Da, le punem așa aici. Punem bucățile de carne. Mușchi de vită l-am băiat puțin la tigaie în ulei de trufe, da? Și apoi l-am băgat la cuptor. Și acum îl punem aici. Și fac ție primul sandwich, să zic dacă e bun. Mua, chiar te rog, un foarte bun. Deci mâncarea aia este standardul de gust. Standardul de gust pe care tu ți-l dezvolți în copilărie. Practic așa te face dependent de mâncare. Da, amintirea. Amintirea. Ce ai mâncat de la bun? Vezi? Bă, bă, e mai mult de atât, bă. Da. E mai mult decât ce se vede. Ha? Ce mână? Un sandwich, bă. Ce mână? Stai, mă, să vezi. Nu știu dacă ai voie să vezi. Nu știu dacă ai voie să vezi. Că mănânci un băiat de ăsta pe dimineață. Păi ceva extraordinar, ești nebun. Mai mănânci toată ziua. Ce mănânci faci tu acolo? Ce vrei acolo? Ce e? A, de la băiatul ăla? Da. Sper că nu mi-ai mâncat jurat, sau ceva. Jurat, jurat, a mai fost, a venit. Ce temperatură? Ce trebuie? Mamă, ce-ai bună. Ia. Nu, cumpăr de și mie. Eu vă mulțumesc. Mamă. De eu dacă o să mănânc așa toată ziua, chiar cred că o să mi se facă rău. Ce-ai mâncat tu de la bunica ta? Polimbru. Polimbru. Ai mai mâncat vreodată nu. Ceva similar? Nu. E, dar dacă eu să fac ceva care să-ți aduc aminte de bunica ta, pune mai plâns. Plângi? Da, mai a plâns. Asta spun. Și acolo trebuie să ajungi tu. Și nu poți să faci poate toată povestea. Da. Poate nimeresc crusta, poate nimeresc umplutura. Da. Povestea din spate. Pentru că de regulă la cârciumă, chestia la care la noi la emisiune nu prea se întâmplă, și anume povestea vinde tot. Când mai ai timp, mai facem un episod. Da, mai vreau. Dacă vrei, uite, putem episodul următor să vorbim de ce porcul este animalul nostru național, cu toate că noi suntem un popor de ciobani. Da, mama? Alo? Da. Ce faci? Bine, tu? Ai mâncat ceva astăzi? Nu prea. Nu cred, a? Nu prea am mâncat. Totuși e o anumită oră, pune mâna și mănâncă. Da, mama. Tu ce faci? Bine. Cum te faci plăcintele lui Scărlătescu? Când mai pieri din pandemia asta ca să pot să le aduc. Uh-huh. Sau când am să vin prima dată în București. Și tu acum chiar mănânci? Acum mănânc, da. Da? Foarte bine. Bine, mama. Bine, moș. Ai grijă. Ha. Bine, hai. Pup, pa, pa. Vă pup, succes, pa, pa. Iată-mă că te întreb de la masă, dar am mai venit cu mâncare. Ce-i aia? Pokeballs, așa se cheamă. Deci, vrei să zic ce am mâncat astăzi? Doamne. Am și supă. Mamă, bosule. Ia. Hai să moară, Ciprian. Am mâncat farfuriile șefilor. Uh-huh. Dă-ți miros și eu, că ți-am dat de la mine. Vedeți ce rău îmi faci? Eu nu te-am atins, bă, cu un fir. Uite, m-ai bătut, te-ai văzut? Sperăm să nu vă fi făcut poftă foarte mare. Ne vedem în episodul următor. Cu mai puțin mâncare.